Domnului. Mai întâi, despre trei responsabilități ale părinților vis-a-vis de copiii ce ne-au fost încredințați. Să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Copiii au nevoie de învățătură. Și spune în Proverbe, în 22:6, cuvântul lui Dumnezeu, învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze. În Psalmul 127, versetul 4, scrie, ca săgețile în mâna unui războinic. O săgeată are nevoie de o direcție bună și are nevoie de o țintă. Să-i creștem pe copii aici, pe pământ, dar pentru cer, în lume, dar pentru Canaanul binecuvântat, făgăduit de Tata, slăvit să fie numele Lui. Copiii vor primi învățătură mai întâi din modelul personal. Acesta va fi un mesaj de învățătură pentru ei. De aceea dorim Dumnezeu să binecuvinteze părinții, să fim un model demn de urmat pentru ei. Apoi, învățătura noastră să fie învățătura sănătoasă a Tatălui Ceresc, așa cum Domnul Iisus Hristos spunea, învățătura mea nu este a mea, ci a Tatălui, a celui ce m-a trimis. Apoi, să avem în vedere și ce învățătură intră în casă. În 2 Ioan, în versetul 9 și în versetul 10, se spune, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. În 18:19 Genesa, Dumnezeu spune acolo despre robul său Avram, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Trebuie să rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu împlinind poruncile Domnului și acestea trebuie să le transmitem copiilor noștri. Învățătura sănătoasă din cuvânt scrie în Psalmul 78, acolo, citesc de la versetul 3, despre modul nostru responsabil în care trebuie să vorbim copiilor despre Dumnezeu, despre Canaanul Ceresc binecuvântat, pregătit de Domnul, să vorbim despre minunile lui Dumnezeu care le face în familiile noastre și care le-a făcut. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinților un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Este prima responsabilitate a părinților. A doua responsabilitate este rugăciunea și trebuie să ne rugăm și copiii să ne vadă rugându-ne și să ne asculte rugându-ne, da? E bine să ne și asculte, să nu ne rugăm în șoaptă și să învețe să se roage împreună cu noi. Trebuie să ne rugăm pentru copii. Mi-amintesc că într-o adunare la programul de slujbă, un frate a primit o descoperire din partea lui Dumnezeu, printr-un vas de lucru, că nu se roagă eficient pentru copii, așa cum ar trebui. În prima fază, fratele nu știa ce să creadă, el știa că se roagă pentru copii. Dar înțelegerea stării de lucruri a venit printr-un răspuns dat de Domnul la timpul de învățătură din cuvânt. Și fratele care a predicat a spus, fraților, atunci când ne rugăm pentru copii, trebuie să-i luăm așa ca patriarhii, pe fiecare în parte, să-i binecuvântăm, să cerem lui Dumnezeu ceea ce le lipsește, ceea ce este nevoie în dreptul fiecăruia
și să-i luăm așa cu numele și pe rând să ne rugăm pentru fiecare în parte. Atunci fratele și-o dat seama că nu se roagă bine. El se ruga: Doamne, ai în vedere toți copiii mei, să-i binecuvintezi. Și așa, în general și în scurt. Trebuie să fie un altar al rugăciunii. Mi-amintesc că în urma nașterii primului copil, prin 94, după ce am crescut în familie de tată proroc, obișnuit cu rugăciunea toată ziua, am locuit și cu socrii puțin și socrul meu era împreună cu soacra mea oamenii rugăciunii, dar n-am înțeles eu pe deplin valoarea și puterea rugăciunii. A trebuit Domnul să vorbească în mod personal și mie și soție. Și mi-amintesc că primul copilaș avea 2 ani și a făcut o alergie foarte puternică, era plin de bube roșii, așa pe corp, l-am dus de 2 ori în seara aceea la urgență, a consultat un medic pediatru, ne-a și certat că nu avem grijă de copii, ce le-am fi dat, la copil să mănânce, în sfârșit. Prezbiterul și conducătorul bisericii a făcut ungerea cu un de lemn, niciun rezultat. Și am spus, hai să ne rugăm, să ne lumineze Domnul, să vedem ce se întâmplă. Păi ce ne-am rugat, dar sincer, așa că în momentele astea nici n-ai cum să fii duplicitar. Am spus, Doamne, luminează-ne, că suntem gata să reparăm unde am greșit. Când ne-am ridicat de pe genunchi împreună cu soția, am avut același gând, aceeași lumină, cum zicem noi, că noi nu avem în fiecare zi, așa, în mod stabil, un altar în familie. Și acolo să cuprindem și cauza copiilor. Și am spus același lucru cu soția. Și am zis, atunci ce facem? Hai să facem o hotărâre. Nu pe un an. Spuneam unui frate din biserică, a făcut hotărâre să ajute o văduvă. Este o soră văduvă tânără, rămas cu 2 copilași mici. Și a zis, frate, cât trăiește sora, 100 de lei pe lună mă ocup eu. Și am spus, nu fă hotărâri pe toată viața. Fă hotărârile astea, fă-le numai pe un an. Dar când faci hotărâri de pocăință, fă-le pe toată viața. Și am spus, Doamne, ajută-ne de acum încolo, toată viața noastră, să avem în fiecare zi altar în familie, vrem să ne ținem de hotărârea aceasta și mai facem încă una, să nu mai lipsim de la programul de adunare niciodată. Numai așa, dacă sunt cazuri de excepție, boală, plecat în călătorie sau la locul de muncă, la servici. A fost prima minune ce am văzut-o în familie. Știți care a fost minunea? Minunea a fost că ne-am pocăit. Asta a fost minunea. Că puteam să nu ne pocăim. Și puteam să mai mergem de 2 ori la urgență și să chemăm alți frați lucrători din alte biserici să se roage. Minunea a fost că Dumnezeu ne-a trezit și ne-am pocăit. Și vindecarea a fost că Dumnezeu a alăturat boala copilului. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Frați și surori, vrea Dumnezeu în familie ca responsabilitate să înțelegem că trebuie să avem un altar, nu când și când. Și să adunăm copiii împreună cu noi la rugăciune, să-i susținem în rugăciune. Apoi, este o responsabilitate privind protecția ce trebuie să le acordăm. În ce privește rugăciunea, în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 26 și 27, Ana spunea preotului Eli, pentru copilul acesta mă rugam. Noi îi aducem pe braț de rugăciune înaintea Domnului, apoi conform Numeri, capitolul 6, versetul 24, îi aducem de mici să-i închinăm Domnului. Să fie mâinile lui Dumnezeu întinse ca protecție și ocrotire divină. Dar mai departe, noi trebuie să veghem și în ce fel, că noi suntem la serviciu, ei sunt la școală, noi suntem acasă, ei sunt la grădiniță,
și nu putem să supraveghem în mod permanent. Păi, de aceea îi aducem și închinăm Domnului și încredințăm în mâna lui Dumnezeu, dar nu se opresc aici responsabilitățile. Citesc din Proverbe, capitolul 18, versetul 10. Numele Domnului este un turn tare și se citește și se va citi și astăzi din partea lui Dumnezeu, din Numeri, să puneți numele meu peste copiii lui Israel. Identitatea privind familia o dă numele de familie, Muntean, Jucu sau alte nume. Dar copiii noștri sunt copiii lui Dumnezeu, îi aducem și încredințăm în mâna Domnului și punem numele Domnului peste ei. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Frați și surori, dacă punem numele Domnului peste copiii noștri, haideți să facem din acest nume un turn tare, adică să ridicăm pe copii deasupra mizeriilor din lumea aceasta, că vine un val de nelegiuire, un val de îngrijorare, un val de probleme care n-au mai fost și vrem să ridicăm deasupra, să nu le punem la îndemână metode străine ale întunericului prin care pot să fie doborâți. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe în 31 despre mama care trebuie să vegheze. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Dar ascultați versetul 27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Scrie în Iosua în 7:13 că Domnul a vorbit omului lui Dumnezeu și a spus: sfințește poporul pentru mâine, că trebuie să vă înfățișați înaintea mea, fiindcă în mijlocul tău sunt lucrurile date spre nimicire și nu veți putea ține piept împotriva vrăjmașilor. Trebuie să fie preotul familiei, capul familiei, bărbatul, să stea de strajă la ușa casei, să nu intre lucrurile date spre nimicire, care pot face rău. Frați și surori, nu lăsați copiii nesupravegheați la calculator și la internet. Nu-i trimiteți în camera cealaltă, mergeți la desene că au venit în vizită frații pe la noi. Mi-amintesc că după ce a apărut internetul și copiii noștri au făcut ședință cu noi ca să ne lămurească importanța lui pentru școală. Și am spus: măi copii, uite, noi ne racordăm la internet o lună de probă. Dacă sunteți stăpâni, rămâne. Dacă sunteți stăpâniți, pleacă. Și-o plecat după lună. Mai trecut vreo 2 ani și au venit copiii și au spus: tată și mamă, păi ne trebuie la școală referate și multe. Da, nicio problemă. Mai facem o probă. Am mai făcut o probă. Uite, acum le aducem 2 luni. De la Vodafone, de unde vreți voi. 2 luni, voi știți unde trebuie să mergeți, dar 2 luni o să avem internet. O bucurie mare. Și se certau unul pe altul. Măi, vezi că din cauza ta iar o să renunțăm. Măi, fii mai atent. Și pe 2 luni a plecat. Și nu a mai venit de atunci. Dar nu știu, ne-am descurcat și fără. Pentru că era un pericol și există un pericol aici. Vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe 14:26. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Trebuie să-i adăpostim pe copii de pricinile, de prilejurile care pot veni și care pot interveni, pentru că este un pericol, este un risc. Mi-amintesc că eram la o întâlnire de tineret și un tânăr a trimis un bilet. Frate păstor, și păstorul de acolo a răspuns: dacă este bine să mă înscriu la cursul de lupte libere. Și păstorul s-a ridicat simplu și a zis: dacă îl birui mai ușor pe cel rău, poți. Dacă așa îl birui mai ușor, poți să te înscrii. Hai să citim
un cuvânt din Cartea Sfântă, pentru că metoda noastră este prin puterea lui Dumnezeu. Dacă suntem pe unda Duhului, dacă rămânem aproape de Domnul, Dumnezeu va ocroti copiii noștri. Dar eu voi cânta puterea ta, Psalmul 59, versetul 16. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă vreți, putem să mai citim versete câte doriți dumneavoastră din Sfânta Scriptură, dar ceea ce am vrea să subliniem, și mai citesc un singur verset, este responsabilitatea părinților în ce privește protecția copiilor. Psalmul 36, versetul 7. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Am întâlnit cazuri când copiii n-au venit la repetiții că le-au dat de lucru părinții. Sau am întâlnit când au fost trimiși copiii la adunare, dar părinții n-au venit. Scriem Proverbe în 20, versetul 7. Cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Am spus că mai întâi este responsabilitatea transmiterii învățăturii prin modul de viață al părinților, prin cuvintele care trebuie să vină potrivit cu învățătura sănătoasă a Sfintei Scripturi, conform voii lui Dumnezeu. Apoi trebuie vegheat să nu vină, am citit din 2 Ioan 9 cu 10, învățătură străină în casă. Nu mă apare cu o revistă cu poze frumoase, pozele sunt frumoase, dar învățătura e străină, e greșită. Apoi este responsabilitatea rugăciunii și nu trebuie să lipsească altarul rugăciunii, trebuie luați de mici cu rugăciune și încredințați în mâna Domnului privind locul de muncă, privind căsătoria, dar mai întâi privind mântuirea și rămânerea lor în credință. Și apoi am văzut că este responsabilitatea ocrotirii, a protecției. Îi închinăm conform număr 6:24 în mâna Domnului ca să-i ocrotească Domnul. Dar apoi trebuie să veghem și noi asupra lucrurilor care pot să le facă rău. Trebuie să ridicăm în turnul de scăpare care este numele Domnului. Și când pleacă de acasă să spunem Domnul să fie cu tine, să te însoțească. Când vine înapoi să-i spunem, hai să mulțumim lui Dumnezeu că te-a ocrotit. În drum, în călătorie, te-a ajutat, ți-a păstrat mintea sănătoasă să poți să joci. Să-i însoțim cu numele Domnului, să-i înconjurăm cu numele Domnului. Să nu se audă alte cuvinte, așa cum arată omul lui Dumnezeu și scrie în Efeseni, capitolul 5, versetul 4. Să nu se audă, să audă vorbe nechipzuite, cuvinte porcoase, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Să mulțumim lui Dumnezeu față de copii pentru ceea ce le dă, pentru ceea ce îi ajută. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Isaia, mai citesc un verset, capitolul 66. Știți, înainte copiii adormeau pe brațele mamei, de obicei, cântându-le cântări și găsesc prin familii caiete cu cântări și scrie la sfârșit amin și desenat un ghiocel și trecut titlul acolo, scrise cu mâna și cântau mamele și adormeau copiii pe genunchi, da? Acum sunt adormiți la calculator și recent îmi spunea un frate păstor că s-a
dus să facă rugăciune de eliberare pentru copil de 5 ani. A venit duc de frică, da? Și nu mai are liniște, nu mai are somn. 66:12, căci așa vorbește Domnul, iată voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă și veți fi alăptați și veți fi purtați în brațe și dezmierdați pe genunchi. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu, da, veți fi mângâiați. Da? Următorul aspect din Sfânta Scriptură care aș vrea să-l luăm în considerare astăzi, potrivit cu învățătura lui Dumnezeu pentru noi, am citit din Efeseni, capitolul 6, versetul 4, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Trei moduri în care copiii pot fi întărâtați la mânie. Primul mod este părtinirea. Atunci când Rebeca are preferințe pentru Iacov și Isaac are preferințe pentru Esau. Atunci când se și contrazic de la asta și îl favorizează pe unul împotriva celuilalt. Când la unul îi lasă tot și pe altul nici nu mai trece pe moștenire. Zice, las pe el, am întâlnit recent un caz, spunea o soră, frate, zice, neputincioasă și sunt probleme grave. Cei pe care i-am lăsat și le-am lăsat tot, îți plecați departe, nu mai văd de noi. Și ceilalți au zis, nu, acum să se ocupe pe cine ați lăsat. Zic, și cine e de vină? Păi cine o lucra cu nedreptate? Păi lasă-i o parte mai mare, probabil că te îngrijește. Am luat tot. Dar poate că nu înțeleg altfel lucrurile. Dar părtinindu-i, se vor crea disensiuni între ei și vor apărea și certuri. Așa s-a întâmplat și între Iacov și Esau. Și părinții nu-s mai în stare să-i împace după aceea. Ei trebuie să fie la fel pentru noi. Mi-amintesc când am intrat în slujbă, în urmă cu vreo 14 ani, Domnul mi-a vorbit în mod personal și mi-a cerut un lucru greu de făcut. De ce să zic că e ușor dacă e greu? Pentru mine, pentru alți păstori poate mai ușor. Dar nu e imposibil. Și a spus Domnul, îți cer să iubești pe toți la fel. Ai înțeles? Adică noi mai avem simpatii și prietenii și părtășii și legături. Dar dragostea trebuie să fie fără prefăcătorie, trebuie să ne iubim cu o dragoste fierbinte unii pe alții, așa și la nivel de familie, trebuie să-i iubești la fel pe toți copiii. Ba uneori chiar lângă cel care e mai neastâmpărat trebuie să stai mai mult. Ca să-l tot sfătuiești, ca să-l tot îndemni, uneori folosești și mustrarea, dar și pentru unul ca și pentru celălalt, da? Un al doilea mod de a întărâta copiii la mânie, după părtinire, este încredințarea unor sarcini exagerate. Copiii au și ei copilăria lor, nu poți să-i pui să lucreze toată ziua la fânt, de dimineața până seara. Sau la sapă. Sau să le faci un program atât de strict încât nici nu mai poți să miște. Păi sunt niște limite în care poți să miște, dar ei trebuie să aibă parte și de un program mai lejer în care să se întâlnească tineri cu tineri, copii cu copii, să fie la repetiții împreună, să fie la o părtășie împreună, dar atenție, până la o anumită oră, da? Cu anumite persoane, tovărășile rele, spune Biblia, strică obiceiurile bune, dar punând sarcini exagerate pe umerii lor, dacă ei nu pot duce, ei vei întărâta la mânie. Poate sunt copii sau sunt tineri, neobișnuiți cu postul. Neobișnuiți prea bine nici cu rugăciunea. Se cam vede așa prin familie, când te duci și te pui la rugăciune, se cam vede cât îți obișnuiți cu rugăciunea. Se vede și cam pe unde e Biblia și cam cât se citește. Dar nu poți să exagerezi, să impui un mod în care tu deja ai fost maturizat, crescut, format.
Trebuie să mergi la pas, spunea Iacov către Esau, tu mergi înainte, tu poți merge mai repede, eu merg la pas cu familia și cu turmele. Și al treilea mod de a întărâta copiii la mânie este neluându-i în seamă. Copiii au nevoie de atenția noastră. Copiii au nevoie de atenția noastră. Ascultați-mă. Citesc din 2 Samuel un cuvânt și ascultați ce spune Sfânta Scriptură. 2 Samuel, capitolul 13, versetul 38. Absalom a stat 3 ani la Gheșur unde se dusese după ce fugise. Absalom, fiul lui David, s-a dus la Gheșur, departe de tata, pentru 3 ani. Versetul 23. Ioab a plecat în Gheșur și a dus pe Absalom înapoi la Ierusalim. Dar împăratul a zis, după 3 ani, să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Dar cu câtă mânie sau răutate sau indiferență trebuie să tratezi un copil care chiar nu s-a comportat corespunzător? Sau așa îl vei câștiga? Poate îl îndepărtezi. Și totuși Absalom nu era de îndepărtat. Că zice Biblia, versetul 25, era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Înseamnă că îți făcea plăcere să stai în preajma lui, să-l vezi. Acum că avea el alte apucături pe vremea aceea, trebuiau pilite și rectificate mai ușor. Și nu de la distanță. Tu aici și el la Gheșur. Și după 3 ani se întoarce și zice împăratul să nu-mi vadă față. Ascultați versetul 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Și Absalom avea nevoie de cineva care să-l asculte, să-l înțeleagă. Poate de cineva căruia să-i ceară iertare, să-i spună, să se mărturisească, să primească pricepere și înțelepciune mai multă. Versetul 29. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul, dar Ioab n-a voie să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. Știți ce a făcut Absalom? A dat foc holdelor lui Ioab. Pentru că oamenii pe care noi nu-i luăm în seamă în familie, copiii noștri, iar ei vor ieși în evidență într-o zi. Și dacă nu reușesc pozitiv, poate spunându-le o vorbă bună, apreciind nota ce au luat-o, poate mângâindu-i pentru nota mai slabă care au luat-o, ei vor ieși în evidență negativ, în tramvai sau pe stradă sau în societate. Că așa-i făcut omul. Și fratele spunea aici în introducere, Domnul să binecuvinteze pe cei care nu sunt luați în seamă. Așa au zis. Cei cărora nimeni poate nu le spune un cuvânt și ar aștepta asta. Ieri îmi spunea un frate, trecut pe lângă mine și povesteam cu un alt frate, cum te poți înțelege cu el că ăsta e atât de dificil? Zic, nu știu, mie chiar nu mi se pare dificil. Pentru tine poate. Deci eu chiar mă înțeleg bine cu el. Să te poți apropia de copil, să fii căluț pentru el în casă. Să-i spui câteva versuri, să cânți cu el o cântare, să-l întrebi cum a fost astăzi. Să te cobori la nivelul lui de înțelegere a lucrurilor. Dacă nu, îl vei tărâta la mânie. El are nevoie de atenția ta. Și al treilea aspect la care aș vrea să mă opresc astăzi, asta pentru copii, că sunt și copii astăzi, 3 responsabilități ale copiilor. Vis-a-vis de părinți și prin părinți față de Dumnezeu. Ca așa am citit din Efeseni 6, nu? Să ascultați de părinții voștri în Domnul, da? În Domnul, așa am citit. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Am vizitat o familie și am întrebat, copilașul avea 6 ani atunci, și am spus, tu asculți de părinți. Și zis un da așa tare și hotărât din toată inima. Și
Și ca să-l pun la încercare, zic, dar dacă te trimite tata într-o zi să cumperi alcool, te duci? S-a uitat la taică sau? S-a uitat la mine și a zis, tata nu mă trimite să cumpăr alcool. Poate te trimite, vrea să ducă la vreun șef de la mina. Atât a înțeles el că trebuie să s-achite cu asta. În Habacuc 2:15 spune clar. I-a spus copilului atunci. Știi ce scrie? Că nu știu. Adu Biblia să citim împreună. Vezi dacă iasă din ceea ce spune copiii ascultați în Domnul de părinții voștri? Atunci trebuie să chem la rugăciune părinții să fie mai luminați. Responsabilitatea copiilor față de părinți și implicit față de Dumnezeu este în primul rând ascultare. Ascultare. Și cântă copiii, ascultarea e calea către rai. Ascultare e tot ce poți să dai. 1 Petru 1:14, ca niște copii ascultători. Petru dă exemplu copiii aici, care sunt ascultători, și spune Petru, așa să nu vă lăsați voi târâți în poftele care le aveați altădată când erați în neștiință, ca niște copii ascultători. Înseamnă că mai sunt și copii ascultători. Sunt oameni care spun că nu sunt copii ascultători. Ori n-au dat de ei, dar sunt. Sunt și aici copii ascultători, văd că liniște, pace, în familie, cred că sunt copii ascultători și aici la Deva. Domnul se binecuvinteze! Dar haideți să vedem o ascultare despre care Biblia spune și au fost puși la încercare recabiții fiului Ionadab. Și scrie în Ieremia, capitolul 15. Ieremia, capitolul... Mai puțin. 18. Du-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Și s-a dus omului Dumnezeu, Ieremia, să vadă cum Dumnezeu poate să prelucreze. Și după ce a înțeles Ieremia că Dumnezeu este cel care prelucrează, Domnul îi dă o altă lecție în 35 și spune acum, du-te la casa recabiților și du-i în una din chiliile casei Domnului și pune-le să bea vin. Le-a pus vase, le-a pus vin și le-a dat să bea vin. Încercarea, proba de foc, n-a venit prin oricine, ci printr-un proroc al Domnului, cunoscut prin ceea ce transmita din partea lui Dumnezeu ca mesaj autentic. Și spune versetul 8 aici, Ieremia 35, astfel au spus fiul lui Ionadab din casa recabiților, noi ascultăm, dar ascultăm tot, așa scrie, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, toată viața noastră. O ascultare dovedită, practic, în Proverbe 19:27 spune omul lui Dumnezeu, încetează fiule să mai asculți învățătura dacă ea te îndepărtează de învățăturile sănătoase. Mi-amintesc că anul trecut unul din copiii noștri a terminat clasa 12-a și m-a chemat doamna dirigintă să dau explicații de ce nu merge la banchet. Și m-a chemat în biroul doamnei directoare. Că nici doamna directoare nu înțelegea de ce un băiat nu merge la cel mai important eveniment din viața lui, așa au zis. Și mi-au adresat următoarea întrebare. Domnul Cuțan, ce-a înțeles copilul ăsta în 12 ani? Ce-a învățat copilul acesta în 12 ani? Eu am scos carnetul de note, l-am deschis și am arătat ce am învățat în 12 ani. Dumneavoastră zic că le-a spus notele aici. Eu dau alte note acasă, Dumnezeu dă alte note. Dar astea dumneavoastră. Bun, zice, asta am înțeles. Dar el nu vine la banchet că mi-a spus că nu-i dă voie Dumnezeu
Și că asta este scris în cuvânt. Aș vrea să vă întreb, ce vă învață Biblia de nu vă dă voie? Și atât am așteptat să mă întrebe ce ne învață Biblia. Păi Biblia ne învață în 2:11 că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, trăind în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. În 1 Petru 4:3 ne învață că ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, trăind în desfrânări, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. Și următorul verset spune, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potoc de desfrâu și vă batjocoresc. Și nu știu cât m-a înțeles din câte am explicat, dar i-am spus, Doamnă, băiatul are 18 ani, este responsabil pentru ceea ce face. Ați vorbit cu el, vrea să vină? Nu, au zis că nu vrea să vină. Dar au zis că eu nu las, nu au zis că Dumnezeu nu lasă. Dar uitați, o singură problemă aș avea. Dacă tot nu vine el, să-i lase pe ceilalți colegi în pace, că jumătate clasa nu vine împreună cu el, din cauza lui. Și ce banchet să mai fac cu jumătate clasa? Și am spus, Doamnă, dacă alții ascultă de el, păi ascultă, zice că ăsta e formator de opinie și are influență. Zic, are influență bună, probabil. Zic, vreau să vă întreb un singur lucru, acolo dumneavoastră consumați alcool, dați alcool. Dacă nu dați alcool, eu plătesc consumație, în locul copilului meu care nu vrea să dea, nu pentru toți. Plătesc eu acum. Că zis, domnul Coțan, dacă nu vine, nu vine, dar măcar să dea bani. Și atunci mi-a zis în felul următor, ce părere aveți dumneavoastră, care mă întrebați dacă se consumă acolo alcool sau nu? Da, o să fie și alcool. Că părintele nostru vine la pomană și sfințește vinul și țuica. Și am spus, Doamnă, și bine face că face așa. Și au zis, nu știu. Vedeți, Doamnă, că nu știți? Vedeți că nu știți? Că într-o zi în America a ieșit un reporter pe stradă și a început să pună întrebări. Și primul pe care l-a oprit, l-a întrebat și a spus, domnule, știți care sunt cele două probleme ale Americii? Și omul, așa, ignorant, a zis, nu știu și nici nu mă interesează. Și a spus, aveți dreptate, domnule, astea sunt cele două mari probleme ale Americii. Oamenii nici nu știu și nici nu interesează. Vedeți, Doamnă, că nu știți, dar atunci, dacă nu știm, nici nu vrem să ne interesăm, care este voia lui Dumnezeu, Efeseni 5:10. Numai 3 versete am avut atunci. Eu pot să vă zic mai multe astăzi, dacă mai stau, dar eu zic să ne oprim aici. Și am dat Efeseni 5:10. Tași ce este făcut înainte Domnului și nu luam parte de loc la lumea roditoare ale întunericului, ci mai degrabă o sândiță. Responsabilitatea copilor este sculte. În zilul la fanfară mi-a apărut un tinerel cu freze arici. Da. Mă zic, cu cine să vorbesc? Mă o să vorbesc cu părinții, mă o să acasă și zic că când trimiteți copilul la frizerie, zic, mai învățați-l așa cum să se tundă. Și spre surprinderea mea zice mama lui, zice, păi da, eu l-am tuns. Cine? Eu l-am tuns. Da. Nu, zic, las că o să vorbesc cu copilul mai bine. Cu voi n-am ce. Și am vorbit cu copilul, zic, bă, tinere, tu te-ai uitat un pic așa prin adunare să vezi cam cum s-au îmbrăcat, ce-i las, cam cum se tunși, se piaptă neștalți. Nu au zis niciun cuvânt, m-a tot ascultat. Dar, zic, respectă puțin rânduiala bisericii și vrei să ieși așa în evidență, să uite toți după tine și aici nu-i bulevard, aici am încercat să explic. M-am dus la dirijorul de fanfară să văd el ce explicație are și a zis, frate Corneliu, ce să aștepți? El nu există încă din punct de vedere spiritual, nu-i născut din nou și nu înțelege. Nu înțelege, dar trebuie să asculte. Deci că nu înțelege, înțelegem și noi asta, dar trebuie să asculte. Nu înțeleg copiii de ce până la 18 ani, când iau permisul de conducere, au voie nici să se joace cu ele de la mașină. Și n-au să se joace cu cuțitul.
sau cu chibrile. Nu înțeleg, dar trebuie asculte. A doua responsabilitate a copiilor este supunerea. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 4, spune Biblia despre lucrători și valabil pentru toți credincioșii să-și țină copiii în supunere. Dar trebuie și copiii să înțeleagă și ei asta, că trebuie să stea în supunere. Și a treia responsabilitate este scrisă în Filipeni 2:22, spune Pavel acolo și dă un exemplu. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine. Ca un copil cu tatălui a lucrat. Dă exemplu omului Dumnezeu Pavel aici pe copiii care se implică. Și aceasta este responsabilitatea, implicare, ascultare, supunere și implicare. Trebuie să lucreze, că sunt domnișoare care își vopsesc unghiile probabil, dar n-au spălat încă vasele. Se plimbă pe bulevar ca în Proverbe 7, drumul spre locuința morților. Dar până la adunare nu prea știu sigur să spună de câte ori au fost. Este o responsabilitate a copiilor. În încheiere, aș vrea să reiau și să înțelegem, este o responsabilitate întreită a părinților, privind învățătura, apoi privind rugăciunea și apoi privind ocrotirea și protecție. Privind învățătura trebuie să transmite un mesaj prin viața noastră, prin ceea ce facem și apoi și prin ce spunem. Să avem grijă ce învățătură intră în casă. Să avem grijă ce se vorbește în familia noastră. Apoi este o responsabilitate privind altarul rugăciunii. Este puterea care ține familia. Puterea care aduce prezența lui Dumnezeu, manifestarea puterii divine prin familia noastră. Și vom însoți pe copii cu rugăciune toată viața noastră când va ajuta. Apoi responsabilitatea ocrotirii. Îi închinăm conform 6:24 mâna Domnului ca să-i ocrotească, dar îi ferim și noi, îi ridicăm numele Lui într-un turn de scăpare împotriva tuturor lucrurilor care pot să le periliteze viața spirituală mai întâi. Apoi nu trebuie să-i întărâtăm la mânie părtindu-i în fie. Ei sunt egali, sunt la fel, trebuie să iubim, să ne comportăm la fel cu ei. În cândurile sarcini exagerate peste limitele și puterea lor. La mine există o lege, nici nu mai reți cum, cred că 40 kg ai voie să ridici. Și un er a dat mina în judecată că a fost pus să ridice consola care 90 kg aproximativ și deci a fost pus să ridice puterile. Și probabil o să câștigi ceva. Asta vă zice. Că a fost pus să ridice mai mult decât greutatea maximă admisă de lege. Copiii au copilăria lor, au timpul lor, au joaca lor, programul, da? Să nu-i întărătăm la mânie în felul acesta. Păi, poate copiii la punctul ăsta și o să meargă acasă. Mai zic o dată predica, părinți, auzit? Întărătați la mânie, dar depinde. În ce fel? Să ascultați bine? Și apoi pot fi întărâtați la mâine luându-i seama. Duminică, un frate vorbea cu o familie, a spus, voi să faceți greșeala mea. Venea la lucru după o săptămână, plecat încoace și încolo și copiii se apropiau de mine și nu mergeți la mamă ta. O, unde? Bucătărie. Mergeți și mai lăsați-mă în pace. N-am timp de voi. Și zice, astea-s roadele, astea-s rezultatele. S-a vorbit el puțin despre asta. Și avea dreptate. Și o să învățați din aspectul negativ care vi-l prezint. Păi copiii au responsabilitatea ascultării. Să asculte așa cum fiul lui Ionadab au ascultat, scrie Ieremia 35:8, tot ce le-a poruncit tatăl lor Ionadab și au spus, noi nu bem vin toată viața noastră. Poate să vină Ieremia sau oricine. Este apoi responsabilitatea
supunerii și este responsabilitatea implicării a lucrului. Cât e de mic, dar trebuie să știe și el unde e mopul sau aspiratorul și să meargă să facă niște cumpărături și să-l verifici bine la rest, să nu-l iei așa superficial. Nu că n-ai avea încredere, dar ca să-i dovedești că Dumnezeu ține cont de toate amănuntele. Și noi la fel. Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre, să rămână înaintea lui Dumnezeu așa cum s-a rugat David și a spus: Doamne, binecuvintează casa robului Tău ca să rămână pe vecie înaintea Ta. Amin.